emisiune de actualitate, de dezbatere a chestiunilor de securitate și de cooperare, așa cum sunt puse astăzi, dar, așa cum am văzut din program, acest forum are și o dimensiune istorică. Și pe acest versant, o să-mi permiteți să spun câteva cuvinte, plecând de la următoarea observație. Levantul e mai puțin o regiune, cât o privire și o problemă. Și ca să vă conving mai ușor de poziția mea, o să plec de la ceea ce consider că e una dintre cele mai puternice și cunoscute, pe de altă parte, metafore ale Levantului, o scenă dintr-o celebră operă de la sfârșitul secolului XVIII al lui Mozart, Così fan tutte. Libretistul e un venețian, Lorenzo da Ponte. În operă e vorba de doi tineri care vor să pună la încercare fidelitatea iubitelor. Se prefac că pleacă într-o călătorie pentru a se întoarce deghizat și a vedea dacă doi străini pot seduce cele două tinere. Ei bine, cei doi pleacă și se întorc dar Levante, se întorc îmbrăcați în caftan, purtând turbane și bărbi false. Cele două tinere exclamă, siete valati o turchi. Deci, România de astăzi, Turcia de astăzi, Imperiul Otoman, era în Levant la sfârșitul secolului XVIII, privind din Veneția, privit din Viena sau din Praga, unde a avut loc premiera operei. Și cred că libretistul venețianul da Ponte a desenat cea mai puternică metaforă a Levantului. Levantul e ceva cunoscut, e ceva apropiat, e o formă de identitate, dar care ni se prezintă, cel puțin nouă europenilor, în veșminte străine. Pentru europenii epocii renașterii, modernității, Alexandria, Troia, Atena, Ierusalimul, Damascul făceau parte din imaginarul lor colectiv. Erau cetăți despre care învățau la universități, la școală pur și simplu, pe baza unor texte fundamentale ale civilizației europene, de la textele homerice, trecând prin Biblie până la literatura greco-romană, care forma canonul educației universitare până în secolul XIX. Europenii știau tot despre ceea ce vor numi din secolul XV-XVI Levant, dar de fiecare dată când mergeau pe teren nu recunoșteau nimic. Pentru că această regiune, după căderea Bizanțului, schimbase codul religios, cel cultural, cel vestimentar, cel alimentar. Era o regiune, cu alte cuvinte, identică și străină în același timp. Și tocmai acest aspect paradoxal al Levantului, care, aș insista, nu este Orientul, Orientul apropiat sau Orientul îndepărtat, care e mereu altceva pentru europeni, până și astăzi, într-o anumită măsură, e altă zonă de cultură, altă zonă de civilizație cu care, eventual, cum a spus un foarte cunoscut politist american, putem avea înfruntări. Levantul nu este altă civilizație, este o civilizație care ne aparține și nu este a noastră simultan, privită dintr-un punct de vedere eurocentric. Și ca atare, cred că intenția domnului președinte Constantinescu și a Institutului de Diplomație Culturală a fost una extrem de actuală și de fertilă intelectual, pentru că cu acest titlu și în temeiul paradoxului la care m-am referit, Levantul aduce pe lume diplomația. Ea se naște în acest dialog dintre puterile europene ale secolului al XVI-lea,
că e vorba de statele națiune care se formează, că e vorba de companiile comerciale și autoritățile de regulă din zona Imperiului Otoman, cu care aceste putere, aceste companii trebuie să negocieze într-o cheie diferită de modul în care familia de principi a statelor medievale europene obișnuia să regleze chestiunile divergente. Nu? În Evul Mediu nu există diplomație, pentru că toți principii, fictivi sau real, sunt rude între ei. Și atunci relațiile dintre unitățile de dominație sunt relații de familie. Și ca într-o familie te cerți sau te împaci. Dar diplomația ca atare nu este necesară. Diplomația este necesară atunci când există o diferență, atunci când e necesar să traduci un mod de a raționa, să traduci limba pur și simplu, să încerci să traduci un tip de dominație, un mod de organizare politică sau pur și simplu felul în care se structurează diferit de ceea ce știi de la tine de acasă relațiile dintre oameni. Diplomația se naște din această întâlnire între Europa, care este în zorii modernității, în secolele, am verificat în dicționar și am văzut că în toate limbile europene, Levantul e un cuvânt care intră în vocabular în ultimul deceniu al secolului al XV-lea și pe firul secolului al XVI-lea, și Levantul intră în dicționarele limbilor vernaculare, limbilor naționale europene, aproape mână în mână cu cuvântul diplomație. Sunt doi termeni care au o geneză comună. Încheind a spune, pe temeiul a ceea ce am făcut ca ipoteză până acum, că ar putea fi o tautologie să vorbim despre diplomație culturală. Pentru că dacă ne uităm la geneza diplomației ca activitate umană, ea este o întreprindere profund culturală, așa cum evocam, e un mod de a traduce o cultură, un alt tip de dominație, o altă limbă și de a face ca propria ta cultură, propria ta limbă, propriul tău mod de a utiliza gândirea și de a deșifra relațiile de putere sau pur și simplu relațiile dintre oameni, se poate împăca cu modul celuilalt, un celălalt care, insist, în ceea ce privește Levantul, care nu este Orientul pentru europenii de alaltăieri și de ieri și pentru unii de astăzi chiar, Levantul este simultan, identic și străin. Vă mulțumesc!